Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Amin. Vă invit să vă reașezați. Seara aceasta s-a deschis acest cuvânt despre Nicodim, despre nașterea din nou, despre o întâlnire care a schimbat radical istoria lumii, care a deschis, dacă vreți, orizontul real, adevărat al împărăției lui Dumnezeu. Câteva lucruri în seara aceasta despre Nicodim ne vor ajuta și pe noi, față în față cu cuvântul lui Dumnezeu, față în față cu Iisus, să ne analizăm și noi, să vedem starea noastră, să vedem condiția noastră, să vedem nevoia noastră de Dumnezeu. Cine era Nicodim? Cine este Nicodim? Numele lui înseamnă cuceritorul poporului, cuceritorul comunității. El era un evreu. Era un fariseu. Fariseii erau partida cea mai îngustă a religiei iudaice. Era un fruntaș al iudeilor, adică făcea parte din cei 70 de bătrâni al lui Israel, un fel de parlament al lor. Era printre fruntașii, oamenii de seamă, din conducerea, forul cel mai înalt din națiunea lui Israel, era acest sinedriu din care Nicodim făcea parte. El era și un învățător al legii și nu el purta eticheta asta, nu el a venit cu vreo diplomă, dar Iisus recunoaște în el pe învățătorul lui Israel. Ce a făcut acest om? În primul rând a venit la Iisus. E bine să vii la Iisus? Amin. Îmi place interesul lui, îmi place modul în care abordează, tratează lucrurile. Vedeți, el vrea să afle ceva despre Iisus și cel mai bine, dacă vrei să afli ceva despre o persoană, cel mai bine să mergi la persoana aceea. El nu merge să întrebe pe alții, tu ce părere ai despre Iisus? Tu ce ai auzit despre Iisus? Tu ce știi despre Iisus? Și să-și formeze o părere despre Iisus de la unul și de la altul, semănând păreri dintr-o parte și în alta, adunând păreri de aici și de acolo. Un om care vine la Iisus pentru că vrea să-L cunoască pe Iisus, pentru că vrea să afle cine este Iisus, pentru că vrea să afle ce spune Iisus și pentru că vrea acest adevărul, cel mai simplu este totdeauna să mergi la sursă, să mergi pe surse, pe cine deține adevărul, pe cine cunoaște exact lucrurile. De aceea Nicodim este un om special, pentru că a venit la Iisus, e adevărat, noaptea. Prima dată a venit la Iisus noaptea, de frica iudeilor, poate, nu știu, din alte motive, poate să nu-L incomodeze pe Iisus, nu știm motivele reale, exacte, clare, pentru care El a ales noaptea. Cert este că nu a vrut să fie văzut împreună cu Iisus. Și asta ne va ajuta apoi să vedem câte ceva și despre noi, că se pare că și în zilele noastre sunt destui care vin la Iisus, dar noaptea, dacă se poate să nu știe nimeni, dacă se poate să nu afle nimeni și așa mai departe. Despre Nicodim nu scrie decât Evanghelia după Ioan. Celelalte trei evanghelii nu vorbesc deloc despre el, nu-l pomenesc deloc. Ioan este unul care se pare că interacționează mai mult cu Domnul Iisus, îl cunoaște mai bine și Nicodim apare în trei secvențe, în trei episoade diferite. Unul este acesta. Al doilea este când Iisus Hristos este într-un fel procesat, este într-un fel judecat de către Sinedriu. Toți au spus, are drac, uite, trebuie să facem ceva, trebuie să-L oprim, El face afirmații despre El, se declară Dumnezeu și ei au vrut atunci să-I dea o sentință lui Iisus Hristos, la care Nicodim a spus, nu este bine, nu este legal, nu e omenesc, nu e niciun fel. Orice lege, ca să fie lege, de asta îmi place cum gândește el, el spune așa, nu poate nimeni să acuze pe un om până nu îi dă voie să se apere, până nu-l ascultă. Cum să-l judecăm noi Sinedriul, că noi suntem mulți, că noi suntem cei mai buni, că noi suntem cei mai capabili, de acord, dar voi nu l-ați ascultat niciodată pe omul acesta, el nu s-a apărat niciodată în fața voastră, cum să-l acuzați? Cum să emiteți o sentință?
Cum să vă dați cu părere așa despre el și să spuneți, da, noi știm totul despre el, noi știm ce are de gând, noi știm câți draci are, noi știm din cine s-a născut, când ei poate unii nu l-au văzut niciodată, nu l-au întâlnit niciodată, doar așa, din auzite. Și de multe ori ce au auzit îi tăia pe inima, că auzea că Iisus este iubit, că Iisus face minuni, că Iisus face lucruri extraordinare. Și oamenii aceștia, ceilalți, doar din invidie și doar din răutate acționeau față de Iisus. Însă Nicodim este omul care îl apără pe Iisus în fața Sinedrului și se încheie capitolul acela și s-au întors toți acasă. N-au putut să emită sentința pentru că Nicodim le-a spus clar, ce facem noi? Dacă vrei să știi ceva despre un om, dacă vrei să-l acuzi cu adevărat pe un om, trebuie să-l asculți întâi. Trebuie să-l chem, trebuie să-l întreb, trebuie să dai voie să se apere. Nu doar așa că îți dai tu cu părerea. Apoi, al treilea episod în care apare Nicodim este episodul după moartea Domnului Iisus Hristos. El se pare că este prieten cu un alt om bogat, Iosif din Arimatea. Iosif îndrăznește, se duce la Irod și vrea să ceară trupul lui Iisus să-l pună în mormântul lui. Și atunci împreună cu Iosif din Arimatea merge și Nicodim cu 100 de litri de mirodenii, de smirna, aloie, ceea ce arată o cifră enormă pentru vremea de atunci. Valoarea aceea era una extrem, extrem de mare. Un om generos, un om care a făcut un gest extraordinar pentru Domnul Iisus, pentru el se vede că l-a apreciat și în viață și în moarte. Dar ce nu a făcut Nicodim? Sau ce nu știm exact dacă a făcut? Noi nu știm dacă el s-a botezat. Nu știm asta. Se pare, unii cercetători spun că, asta precizează Nicodim, cel care venise la început la Iisus noaptea, adică la început, înseamnă că după aceea n-a mai venit noaptea pe ascuns, fără să știe nimeni, ci s-a dus în mod public. Ce știm iarăși este că nu și-a făcut totuși public crezul său, nu mai știm nimic, nu-l vedem că face parte din biserică, nu știm. Deci rămâne ceva incert. Și într-un fel e bine așa, pentru că spuneam că s-ar putea ca în Nicodim să se regăsească mulți dintre noi. Știți câți dintre noi sunt așa incerți? Păi nu știu, ăsta e botezat, nu-i botezat. E botezat cu Duhul Sfânt sau nu-i botezat? E născut din nou sau nu-i născut din nou? E creștin sau nu e creștin? Nu știi. Tu vezi așa câteva fapte, te uiți că a avut o discuție, te uiți că a făcut și el, a zis și el odată ceva, te uiți că a făcut și el, a dat și el ceva, dar nu știi despre el, nu ai o garanție, așa cum ai despre alții cu nume și prenume, să știi că Simon Petru este ucenic al lui Iisus Hristos, declarat public, moare pentru asta, trăiește pentru asta și știi despre el, este creștin. Ei, nu știm asta despre Nicodim. Și s-ar putea că nu știm asta nici despre mulți dintre creștinii zilelor noastre, pentru că eu cred că mulți se regăsesc în acest personaj numit Nicodim. Mulți. Ce a rămas în urma lui? Îmi place ce a rămas totuși în urma lui. A rămas un interes profund, sincer, despre Dumnezeu, despre Iisus. Deși era un învățător al legii, adică un foarte bun teolog, învățătorul lui Israel, rămâne un interes, poate o curiozitate. Nu știm, el s-a dus la Iisus, nu știm acum ce era. Știm că mulți din învățătorii legii, mulți din oamenii de atunci, mergeau doar din curiozitate, doar să-l audă ce spune. Alții să-l ispitească, să-l provoace pe Iisus să spună ceva greșit ca să-l poată acuza, asta înseamnă ispitirea, când omul nu-i interesat de viața ta, nu, pățiți și voi, bine, unul se întreabă ce faci, pe el nu-l interesează ce faci tu, pe el interesează dacă te poate prinde cu ceva în ce faci tu, atât. El nu este interesat de soarta ta, dacă ți-e foame sau nu. El interesează pentru altceva. Ce poate face el ceva ca să te atace? Bine, Nicodim nu a fost un astfel de om așa cum au fost alții, ci un om interesat sincer, îl căuta pe Dumnezeu. Ce nu a mai făcut el și ce a rămas în urma lui totuși? Vedeți, chiar dacă el nu a făcut afirmații, chiar dacă el nu a făcut publică o mărturisire de credință, în urma lui,
în urma lui, în urma discuției lui cu Domnul Iisus Hristos, a rămas în istorie cea mai mare declarație de credință. Cea mai mare declarație de dragoste a lui Dumnezeu a rămas în istorie. Nu uitați, versetul cel mai citit din Biblie, versetul cel mai memorat din Biblie, cel mai iubit din Biblie, pe care cred că aproape toți creștinii îl cunosc sau ar trebui să-l cunoască, Ioan 3:16, când spui, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ei bine, ăsta e miezul Evangheliei, este centrul Scripturii, este inima Scripturii. În ce condiții a rostit Domnul Iisus cuvintele acestea? Nu în fața mulțimii de 5.000 de bărbați care au mâncat din pâinile acelea mulțite. Nu a ținut un discurs undeva în templu sau pe un munte noaptea în fața unui om interesat, cele mai frumoase cuvinte din Scriptură, cea mai extraordinară afirmație din lumea aceasta, din universul acesta, eu așa cred, Ioan 3:16, este cea mai măreață expresia dragostei lui Dumnezeu, este cea mai înălțătoare proclamare a lui Dumnezeu, a dragostei lui Dumnezeu. Este cea mai frumoasă declarație de dragoste, de credință, de tot ce vreți. Este cele mai frumoase cuvinte care se puteau auzi și de care avea nevoie omenirea, sunt Ioan 3:16. Ei bine, cine a avut parte să audă cuvintele astea? Cine a fost cel care a săpat adânc, a fost interesat să descopere? Pentru că, vedeți, Iisus, de exemplu, cu Pilat, la un moment dat, nu mai stă de vorbă. Ce este adevărul? Și Iisus n-a mai răspuns. A venit Irod să-L întrebe pe Iisus, n-a scos niciun cuvânt. Sunt oameni cărora Iisus nu le-a spus nimic, absolut nimic, n-a avut pentru ei niciun cuvânt, pentru că nu-L meritau. Ei bine, Nicodim este omul care se califică să audă cea mai frumoasă declarație de credință și de dragoste din partea lui Dumnezeu. Dar ne întoarcem la el. Poți avea o religie bună. Nicodim avea cea mai bună religie care exista atunci, religia iudaică, monoteistă, avea Scriptura. Poți să te naști într-o familie bună. El era iudeu, părinți credincioși, oameni credincioși. Poți să aparții unui popor sfânt, să te naști într-o țară creștină. El s-a născut în mijlocul neamului său, a poporului sfânt, poporul Israel, era poporul lui Dumnezeu, trăia în Ierusalim. Poți să ai multe cunoștințe despre Dumnezeu, multe informații despre Dumnezeu. El era învățătorul lui Israel, rabin, ocupația lui, meseria lui era asta. Să studieze Scriptura. El nu făcea altceva. Asta era căutarea lui, asta era dorința lui, asta era meseria lui, el cu asta se ocupa, asta era datoria lui, asta era responsabilitatea lui, asta era activitatea lui în fiecare zi. Scriptura, legea, asta făcea el. Poți să fii un om moral, conservator, repet, fariseii erau cei mai conservatori oameni de atunci, sau cum îi numește Scriptura, partida cea mai îngustă din religia iudaică. Era un conservator. Poți să ai parte de cel mai frumos mesaj din partea lui Dumnezeu, să ascult cea mai frumoasă predică, să ai parte de cel mai frumos mesaj, să-L ai față în față pe Iisus Hristos. Poți. Poți să ai o religie bună, poți să te naști într-o țară sfântă, poți să te naști în poporul lui Dumnezeu, într-o familie bună, poți să ai cunoștințe despre Dumnezeu, poți să fii un om moral, integru, un conservator, poți să ai parte de mesaje extraordinare din partea lui Dumnezeu, profetice sau oricum ar fi ele, dar nu poți intra în împărăția cerurilor dacă nu te naști din nou. Asta ne rămâne din întâlnirea aceasta a lui Iisus cu Nicodim.
Și asta este tragedia bisericii de astăzi și a creștinilor de astăzi și Nicodim și exemplul lui Nicodim și Ioan capitolul 3 ne stă și nouă ca mărturie. Că poți să te naști într-o familie de creștini, că poate tata și mama să fie credincioși, bunici și să fie neam de neamul tău să fie creștini, dar tu trebuie să te naști din nou. Poți să citești Biblia dintr-o parte până în alta de 10 ori, de 100 de ori, poți să faci asta în fiecare zi, dar nu uita, trebuie să te naști din nou. Poți să fii un om integru, să nu păcătuiești, să n-ai păcate mari, să fii conservator, să fii un om moral, poți. Dar trebuie să te naști din nou. Poți să ai parte de mesaje din partea lui Dumnezeu, de cele mai frumoase cuvinte din partea lui Dumnezeu. Poți să le ai, le-a avut Nicodim. Ascultă cea mai frumoasă declarație de dragoste a lui Dumnezeu pentru om. Dar trebuie să te naști din nou. De aceea, versetul acesta 7 pe care l-am citit, aș vrea să-l mai recitim o dată și ar trebui să ne gândim în cele ce urmează, în rugăciunea care ne stă înainte. Nu te mira că ți-am zis. Nu te mira. Da, te poți mira. Cum? Eu? Eu care provin din religia cea mai bună, eu care provin din neamul sfânt, din țara sfântă, din părinți, eu care din seminția lui Iuda, eu care sunt fruntaș al iudeilor, eu care sunt învățător, eu care fac parte din conducerea, eu nu te mira. Da, poți să ai studii teologice, poți să ai funcții de conducere, poți să ai o familie foarte bună, poți să ai un caracter integru, poți să ai multe lucruri, dar nu uita, trebuie să te naști din nou. Nu-i suficient să te naști într-o țară creștină. Nu-i suficient că te-ai născut într-o familie în care s-a practicat rugăciunea. Nu-i suficient că vii și tu la biserică. Nu-i suficient că ai și tu Biblia cu tine și citești din când în când din ea. Nu-i suficient că te mai rogi, îți plac cântările, mai cânti și tu câte o cântare, mai faci și tu o faptă bună. Nu-i suficient. Toate acestea sunt bune, sunt necesare, dar nu sunt suficiente. Și Domnul Iisus punctează clar acest adevăr. Trebuie să vă nașteți din nou. Și acest trebuie arată în primul rând o nevoie. Când spui trebuie, arată, indică o nevoie, trebuie. E nevoie, dacă vrei să mergi în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să te naști din nou. Acest trebuie indică o condiție. Dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, cu niciun chip, adică nu există o altă formă, nu există nicio excepție. Știți, întotdeauna, mai ales cei care lucrează cu legea, știu că există totdeauna excepții. Orice lege întotdeauna are și excepții. Și cei care cunosc bine legea știu să se folosească de excepții. Însă Domnul Iisus, când prezintă adevărul acesta, legea aceasta, dacă vreți, a intrării în împărăția lui Dumnezeu, arată în mod clar și fără echivoc, aici nu vor mai exista excepții. Oh, nu, la noi românii merge și așa. Nu merge și așa, cu niciun chip. Adică cu nicio excepție. Nu o să se uite la vârstă, nu o să se uite la culoarea ochilor, a părului, la nimic nu se va uita, cu niciun chip. Dacă ești născut din nou, vei intra în împărăția cerurilor. Dacă nu ești născut din nou, cu niciun chip. Poți să fii ortodox, poți să fii penticostal, poți să fii botezat, poți să faci și poți să ai multe. Dacă nu ești născut din nou, cu niciun chip. Cu niciun chip, cu nicio excepție. Sub nicio altă formă. Nu există altceva care să înlocuiască nașterea din nou. Nimic altceva. Nimic altceva nu poate înlocui nașterea din nou. Nu poți să pui altceva. Nu sunt născut din nou, dar știi, eu m-am născut într-o țară creștină. Noi suntem creștini, părinții mei, bunicii mei au fost ce au fost sau... Nu se poate altfel. Nu există o altă cale. Nu există altceva. Domnul Iisus spune clar, acest trebuie arată o condiție. O condiție clară, o condiție care trebuie neapărat îndeplinit. Trebuie. Și apoi, acest trebuie
Este și un imperativ. Nicodime, nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Și în această seară suntem aici, sunt între noi tineri, sunt între noi adolescenți, sunt între noi oameni. E un imperativ aici, adică un fel de poruncă a lui Dumnezeu. Un fel de neapărat trebuie asta, trebuie să vă nașteți din nou. Și să nu vă amăgiți crezând că apartenența religioasă, apartenența familiei sau neamului sau orice altceva vă va califica să intrați în Împărăția Cerului. Nu există o altă șansă, nu există o altă posibilitate decât nașterea din nou. Închei prin a spune că Nicodim l-a recunoscut pe Iisus ca învățător. Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Știm. E conștient. Știe adevărul. El cunoaște bine. Cunoaște bine Scriptura. Îl cunoaște bine pe Iisus. Analizează într-un mod critic, constructiv. Analizează foarte bine situația și recunoaște în adevăr. Dacă omul acesta face atâtea minuni, atâtea semne, dacă face atâtea lucruri, nu le face care drac, nu le face care interes, nu le face care interes să fie nu știu ce și nu știu cine, ci omul acesta, dacă face toate aceste lucruri, le face doar că e venit de la Dumnezeu, e trimis de Dumnezeu și recunoaște asta. Dar întotdeauna în cunoașterea lui Iisus, sau mai bine zis în recunoașterea lui Iisus, există forme, pentru că Iisus nu este doar ceva, Iisus este mai multe. Iisus este mai multe. De exemplu, tot cartea lui Ioan, următorul capitol, Iisus stă de vorbă cu samariteanca la fântână. La prima vedere, la primele cuvinte, la primele schimburi de cuvinte, de vorbe, samariteanca își face o idee. A, omul acesta e proroc. A început să spună ceva ce nimeni nu știe, niște taine ale inimii, niște secrete. E proroc. Dar totdeauna cunoașterea lui Iisus este progresivă. El credea despre Iisus că este învățător și Iisus, într-adevăr, este învățător, dar El nu este doar învățător. Iisus este și proroc, profet, prorocul cel așteptat în lume. Dar El nu este doar proroc. Vă amintiți cei doi spre Emaus când plecau dezamăgiți, vorbeau unul cu altul trist și spuneau: nu știi ce s-a întâmplat cu Iisus, un proroc puternic în fapte și cuvinte și cum s-a întâmplat și ce s-a întâmplat. Ei vedeau în Iisus doar un proroc. Percepția lor, cunoașterea lor despre Iisus era limitată, era doar la nivelul acesta. E învățător, un învățător foarte bun, cel mai bun învățător, un proroc, cel mai bun dintre proroci și doar atât. Dar Iisus e mai mult decât un învățător. Iisus e mai mult decât un proroc. Iisus e mântuitor. El este Mesia. El este Hristosul, slăvit să fie numele Lui. Dar El nu este doar Hristosul. Pentru că aici este marea problemă a creștinilor. Foarte mulți îl recunosc pe Iisus Hristos ca mântuitor. Le place. Iisus mântuitor este imaginea ideală a omului despre Dumnezeu. Mântuitor, cineva care mă ajută, cineva care mă izbăvește. Sunt undeva la un colț, sunt undeva într-o problemă, sunt undeva într-o neputință, sunt undeva într-un necaz. Cine să mă scape? Cine să mă ajute? Cine să mă izbăvească? Am nevoie de un izbăvitor, de un mântuitor. Și atunci Iisus este perfect pentru asta. Cheamă-L pe Iisus în ziua necazului. Ne place asta. Iisus mântuitor este acceptat de toată lumea, pentru că toată lumea, mai devreme sau mai târziu, are nevoie de Iisus ca mântuitor. Fie să te izbăvească de boală, fie să te izbăvească de un necaz, fie să te izbăvească de o problemă sau alta, Iisus mântuitorul, Iisus izbăvitorul, Iisus ajutorul care nu lipsește niciodată în nevoie. Ne place imaginea asta. Dar Iisus nu este doar învățător, El nu este doar proroc, El nu este doar Mesia, Salvatorul, Mântuitorul. Iisus Hristos este Domnul. Și când este Domnul, trebuie să te pleci înaintea Lui și orice genunchi trebuie să îl recunoască, să se plece înaintea Lui și orice limbă trebuie să mărturisească spre slava Lui că Iisus Hristos este Domnul. Și asta să nu fie doar o declarație, ci e vorba de o trăire, de o implicare. Vă amintiți cu
cu ceva timp în urmă, nu cu foarte mult timp în urmă, predicam din psalmul acela frumos, cum se uită ochii robilor la mâna stăpânului. Tu ești rob, El e domn, El e stăpân. Și trebuie să ai o atitudine de umilință, de ascultare, de supunere. Dar mai mult ca atât, El nu este doar un domn. Așa cum în lume existau și pe atunci tot felul de domni. Iisus este Dumnezeu. Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. El este Fiul lui Dumnezeu. Din păcate sunt religii care îl neagă divinitatea lui Iisus. Martorii lui Jehova, ca să știți, nu spun asta ca să discredităm, dar trebuie să apărăm adevărul, martorii lui Jehova neagă divinitatea lui Iisus. Ei spun, da, Iisus, un învățător bun, proroc, dar el om, rămâne la statutul de om, el nu este Dumnezeu. Și sunt tot felul de religii care neagă divinitatea lui Iisus. Și musulmanii cred în Iisus, dar nu recunosc că El este Dumnezeu. Ei spun că Mahomet al lor e mai mare, e superior lui Iisus. Iisus Hristos este Domnul, El este Dumnezeu. La concluzia asta, cred că în final a ajuns Nicodim, la concluzia asta am ajuns și eu și la concluzia asta ar trebui să ajungem noi toți. Dar dacă ai ajuns la concluzia asta, trebuie să-ți dai seama de un lucru. Trebuie să te naști din nou, ca să fii cu El, ca să intri în împărăția Lui, ca să ai parte cu El. Pentru că El a venit aici ca să adune, El a venit aici ca să cheme. El așa a spus, eu am venit să chem la pocăință. El, când a intrat în lume, a spus, împărăția cerurilor este aproape. El a venit să ne aducă împărăția și El a venit să ne ducă pe noi în împărăție. Dar ne spune clar, El n-a venit doar ca noi să avem o religie, El n-a venit ca noi să avem ocupație duminică dimineață, duminică seară, să avem activități, să avem activități culturale, să avem și noi întâlniri, să avem cu cine ne întâlnim, să avem cu cine schimba ceva vorbe aici. El a venit că vrea să ne ducă în împărăție. Vreți să intrați în împărăție? Singura cale este Iisus Hristos, El este calea. Dar cea mai puternică transformare, schimbare de care ai nevoie, pentru că așa cum ești, oricât de bun ești tu acum, oricât de religios ești tu, oricât de moral te crezi tu, așa cum ești tu, nu poți intra în împărăția lui Dumnezeu. Lui Nicodim i s-a spus clar asta. Nicodime, ești învățător, ești fruntaș, ești iudeu, ești teolog, poți să fii ce vrei tu. Cum ești tu? Nu poți intra în împărăția cerului, cu niciun chip. Ce să fac, Doamne? Trebuie să vă nașteți din nou. E nevoie de nașterea din nou. De aceea, în această seară, puneți, te rog, întrebarea. Ești născut din nou? Ești născut din nou? Pentru că asta este condiția primară, cea mai mare condiție pentru a intra în împărăția cerurilor. Nu te mulțumi cu religia ta, nu te mulțumi cu apartenența ta religioasă, etnică, pentru că nimic nu te poate mântui. Toate sunt bune, toate sunt necesare, dar nu te pot ajuta să intri în împărăția cerurilor. Doar cei născuți din nou pot intra acolo. De aceea vrem să ne rugăm, să ne rugăm pentru cei care nu-L cunosc pe Domnul, să ne rugăm pentru cei care încă n-au luat decizia. Că cel mai greu, știți cine este, pentru cine este cel mai greu să se pocăiască? Pentru cei care s-au născut în casele noastre, pentru cei care sunt copiii noștri, pentru cei care spun, tata și mama sunt pocăiți, eu merg la adunare, eu cânt, eu mă rog, eu sunt și eu cu Biblia în mână, nu fac niciun rău, eu nu fac asta, sunt moral, sunt integru, totul este ok. Este ok până într-un punct. Punctul acela în care să intri în împărăția cerurilor nu e suficient. Trebuie să vă nașteți din nou. Trebuie să simți nevoia aceea, schimbarea aceea, cum ni s-a vorbit, o schimbare profundă, o schimbare reală, de care are nevoie omul, oricine ar fi el, oricât de bun ar fi, oricât de religios ar fi, omul trebuie să se nască din nou. Și dacă printre noi în seara aceasta este cineva care simte nevoia aceasta, aude acest imperativ, trebuie să te naști din nou, trebuie. Înțelege că este o condiție fără de care nu se poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Înțelege că e o nevoie profundă a sufletului, a inimii, trebuie, tu ai nevoie.
mai mult decât de apă, mai mult decât de pâine, mai mult decât de aer, mai mult decât orice în lumea asta, tu ai nevoie de Dumnezeu, tu ai nevoie de această naștere din nou. Pentru că atunci când spun tu ai nevoie de Dumnezeu, tu nu-L poți percepe pe Dumnezeu cu ochii aceștia. Oamenii de știință ar vrea să-L vadă pe Dumnezeu, să-L filmeze, să-L fotografieze, să-L surprindă. Nu cu ochii ăștia poți să-L vezi pe Dumnezeu. Nu cu trupul acesta te poți conecta la Dumnezeu. Tu poți avea o relație cu Dumnezeu numai cu Duhul tău. Duhul este singura entitate din ființa ta care se poate conecta cu Dumnezeu. Și cum se spunea, dacă Duhul tău este mort, nu poate exista nicio relație. Cum nu poți vorbi cu un om mort, îl vezi, el este acolo, dar nu poți vorbi cu el, nu poți comunica, nu-ți poate spune și degeaba îi spui ce îi spui, la fel este omul care nu-i născut din nou. Asta înseamnă nașterea din nou. Când Duhul prinde viață, când Duhul se conectează la Dumnezeu, când Duhul intră în contact cu Dumnezeu, când omul îl caută pe Dumnezeu, simte nevoia aceasta, când îi vorbește Dumnezeu, iar el îi răspunde. Și dacă simți această nevoie, dacă ai și tu această căutare, la fel cum avea Nicodim, am vrea să ne rugăm și pentru tine. Dacă este cineva aici, noi nu insistăm, dar dăm o posibilitate, că nu știm viața ce zile, ce vremuri va aduce. Dacă este cineva, să ridici o mână, vrem să ne rugăm. Dacă este cineva, ne putem ruga Domnului. Domnul să aibă milă și Domnul să lucreze.